Având în vedere că am încercat să splităm întâlnirea asta într-o parte introductivă, fiind sezonul 6 și având șansa să-l am alături cu unul dintre marii și bunii mei prieteni cu care am încercat să difuzăm cunoașterea și știința în diferite medii, o să începem acum chiar la ora fixă, cum se întâmplă, și pe măsură ce vor mai veni alții, se vor integra, pentru că prezentarea urmează să fie făcută, așa că nu pot să spun decât bine ați venit la un nou sezon al Cafenelei Complexității, un spațiu de interferență pe care ne l-am asumat pentru a putea, într-un fel sau altul, difuza și a crea masa critică de oameni care chiar sunt îndrăgostiți de ceea ce se numește paradigma complexității, cu implicațiile, dificultățile de înțelegere, metabolizare și creativitate corespunzătoare. Și am mare bucurie astăzi de a avea pe Andrei lângă mine, unul dintre prietenii și, de fapt, precursorii în România acestei gândiri deliniare, și îmi permit, în momentul de față, să începem întâlnirea cu câteva întrebări pe care eu doream de mult să-i le pun și acum am profitat de ocazia că aici nu poate să scap, așa că sunt fascinat de, și de energia pe care o are, și de dispersia problematice pe care o abordează, și de căldura temelor și de limbile străine pe care le stăpânește. E un amestec foarte ciudat care merită puțin tras de limbă să vedem cum s-a întâmplat aici. Și pentru că, totuși, nu este banală legătura asta între spiritualitate și știință, să o luăm întâi cu știința. Cum ai ajuns să faci fizică? Care a fost elementul care te-a făcut pe tine să te declanșeze, să te duci către fizică? Tata. Așa se numește tata. Tata, da. Pentru că în anul care urma să dăm bacalaureatul, eu, în ianuarie desenam oase, mușchi și așa mai departe, pentru că eram ferm hotărât să intru la medicină. După care tata mi-a spus un lucru. Deci anul era, medicină să spun, anul era 62 și tata mi-a spus, ai o problemă. Problema este că dacă nu intri la facultate, te duci la armată. Nu e nicio tragedie dacă te duci la armată. Dar dacă faci 2 ani la armată, atunci când te întorci, ai pierdut tot ce chef de a învăța, de nu știu ce. Deci, te rog frumos, dă examen la o facultate la care știi că intri. Când nu-ți mai place după anul întâi, după anul doi, te duci la alta, dar știu că ești la o facultate și ai scăpat de armată. Am o singură condiție, mi-a spus, pentru că, mă rog, medicina era lucru pe care putea să-l mărturisesc așa, dar tata știa foarte bine că, printre altele, Bogdan, scuză-mă, mă bătea gândul să fac teatru. Aș fi vrut să fac muzică, muzică nu puteam să fac pentru că nu cântam competitiv la pian și deci nu aveam cum să iau examenul. Și atunci am zis, ok, dau la facultate să numeam atunci fizico-matematici. Da? Bun, a fost un an foarte special, anul 62. Din fericire, niciunul dintre voi nu știe de anul ăsta. A fost foarte special pentru că a fost primul an în care nu s-au desfințat dosarele. Adică vreau să vă spun că noi când am dat, cum se numește, capacitatea, deci care la noi se dădea între a 7-a, între a 8-a, noi pe tabelul cu rezultate scria, mi s-au respins, pentru că notele nu aveau niciun fel de importanță și era felia care trebuia să intre și felia care dacă intra. Bun. Deci am zis că fac, că dau la matematică și a fost un an formidabil pentru că am făcut 3 luni de zile cursuri de pregătire. Și la cursurile de pregătire, din nou, din păcate sunt nume care nu vă sunt nu știi cine au fost oamenii ăștia. Pentru geometrie am făcut cu Costache Teleman, care a fost un uriaș și al învățământului și al matematicii. Fizică am făcut cu Cornel Efimiu, care era și un profesor. Este cel care a scris prima carte de teoria câmpului în românește, Cornel Efimiu, și
nu mi-a țin minte primul nume, al doilea era Maier. Bun, deci era ok, cu foarte puțin timp înaintea examenului, catastrofă. S-a anunțat că se dă examen separat, se despart fizica de matematică și se dă semnul examen separat la fizică și la matematică. Eu că am spus la tatăl și am spus, ei, acum ce fac? Și tatăl mi-a spus, păi ce să judecăm? Tu, de fapt, vrei să faci literatură, filosofie, chestii din astea. Dacă faci literatură sau filosofie, nu poți să faci matematică. Bun. Dacă faci matematică, poți să faci și literatură și filozofie, dar nu poți să faci fizică. Dacă faci fizică, le poți face pe toate. Și în felul ăsta am dat examen la fizică. Primul an a fost o catastrofă, pur și simplu. Eram furibunzi, vreau să dărâmăm facultatea, nu vă puteți imagina ce putea să fie acolo. Și am zis, gata, la anul ne mutăm de la fizică. Când a început anul 2, de lene, am zis, hai să mai stăm un pic. Mă rog, am făcut curs de fizică moleculară, care era relativ ok. Și pe urmă, miracolul s-a produs în semestrul 2, pentru că în semestrul 2 s-a întors de la Dubna, unde până atunci fusese zam-director, așa se spunea pe rusește, director adjunct științific, domnul Țițeică, Șerban. Și am făcut mecanică statistică cu dumneavoastră. Și de atunci s-a schimbat lumea pentru noi. Și am avut norocul formidabil ca să prindem coada uriașilor profesori, nu mari profesori. Adică am făcut statistică și pe urmă teoria nucleului cu domnul Țițeica, am făcut fizică atomică cu domnul Culubei, am făcut astronomie cu un mare astronom, domnul Drâmbă, și așa mai departe. Astea sunt, îmi pare rău, eu regret enorm, dacă e un lucru pe care mi l-aș fi dorit pentru dumneavoastră toți, ar fi să fi avut posibilitatea să-i cunoașteți. Erau niște oameni atât de speciali, încât între ei și noi, ca studenți, întâi și întâi, niciunul dintre ei, niciodată nu ne-a spus tu, sau chiar pe numele mic, ne spunea domnul. Așa? Iar când, pe urmă, ne-am reîntâlnit la institut, exista o camaraderie respectuoasă care se stabilise între ei și noi, și așa l-am învățat, ca să vă amuz și să-mi ușurez eu, adică să fiți mai înțelegători cu mine când o să mă apuc să vorbesc, pentru că și așa am spus, când primul am văzut pe Horea, m-a speriat, dar nu a fost prima oară că m-a speriat, prima oară că m-am speriat, a fost când m-a sunat ca să întrebe unde este exact strada asta colegul meu, Adam Cinaru, și mi-a spus că vine și Alexandra, zic, asta e sfârșitul meu, că n-am mai auzit și pe Radu aici. Așa, deci ca să vedeți cum erau, o să vă cer voie să vă spun povestea supremă pe care o avem noi, generația mea, cu domnul Culubei. Domnul Culubei, am făcut 5 cursuri cu dumneavoastră și fiecare curs a început cu cuvintele. Astă seară vom vorbi despre efectul fotoelectric. Nu mai bătea vocea și atunci avea instalat pe catedră un microfon, vorbea la microfon. Bun, cursurile se țineau la Facultatea de Fizică, deci eram pe colțul vis-a-vis de ceea ce era librărie, nu mai știu ce e acum, așa, și le făcea de la 9 la 11 seara, ca a spus, spunea, și eu sunt tare ocupat și mă trezesc târziu și până când seara eu nu fac nimic. Exista o mare problemă. Că exact peste Academiei de noi era căminul de fete. Acum,
fetele se ticăroase, aveau geamuri făcute din trei bucăți. Trăgeau perdelele la bucățile laterale și se dezbrăcau la bucata din ușă. Pe care toată lumea era cu ochii pe ferească. Și au uitat și de domnul Urbei și de tot și la un moment dat s-a uitat, a văzut că e o polarizare a privirilor înspre geam și s-a plecat, nu m-am observat, a plecat de acolo și așa mergând ușurel, ușurel, s-a luat privirile noastre, s-a luat după ele și a ajuns la geam. A ajuns la geam ca orice om care se respectă, a stat și a admirat preț de vreo jumate de minut, după care s-a întors spre noi și a declarat: concurența e neloială. Vă dați seama, când ai asemenea oameni, pentru că domnul Hrubel la cele 5 cursuri de efect fotoelectric, am spus o vorbă despre efectul fotoelectric, după ce spunea titlul, se uita așa prin noi și spunea și mi-aduc aminte într-o zi m-am întâlnit cu Marie. Marie era evident Marie Curie. Și urmau 2 ore, fără pauză, de povești. Jur că am învățat mult mai multă fizică din poveștile domnului Hrubei decât dacă ne-am fi luat notițe și am învățat. Deci, asta e. Așa. O altă întrebare care mă preocupă de când am auzit mai de mult este că, de fapt, știința asta neliniară, în general, înseamnă o tranziție de la ceva aditiv la ceva multiplicativ, la un fel de matematică a puterii, ceva de genul ăsta, și te-au lăsat la un moment dat într-o relație a ta cu Noica. Poate povestești despre asta, mi se pare iarăși foarte interesant, informativ, ce șansă are un om la un moment dat să întâlnească în timpul ăsta vieții personaje care declanșează conexiuni. Apropo, de și ce încercați să facem aici, la Catenea? Deci, îmi pare foarte rău, vă previn, hai să facem un următoare înțelegere. Ori când, că pe mine dacă mă pune să vă cărți, ori mă opriți când vă fristiziți, ori când, mă rog, ne apucăm de treabă, spune sar peste asta sau hai să ne bem mai bine cafeaua. Deci, povestea a fost în felul următor. În anul 64, în anul 64, deci noi suntem la 2 pași de locul ăsta, de-aia știam unde este, persoana care se numește Pictor Romanu, într-un bloc, bloc care fusese făcut pentru o familie. Pentru o familie. 4 etaje, era toată familia cu toate încrengăturile ei în blocul ăla. Exact vis-a-vis de, erau 2 apartamente pe etaj, exact vis-a-vis, exact vis-a-vis de apartamentul nostru, stătea un domn care se numea, noi îi spuneam copiii, Nenea Titan. Nu știu de unde venea Titan, dar oricum așa îl chema. Și în 64, cum vă spun, la un moment dat vine la tata și îi zice, Coane Ionică, vreau să te întreb ceva. Zice, i-au dat drumul lui Dinu. Dinu era domnul Noica. Și i-au dat drumul lui Dinu și a venit aici, că n-are unde să stea. Ce eu i-am spus, eu sunt numai cu Constanța, sunt 4 camere în apartament și el a spus că nu stă el ca să ne deranjeze pe noi. Și s-a mulțumit și a ales și s-a mulțumit cu camera servitorilor. Camera servitorilor era cam de aici și de unde sunt eu, până la colegul nostru care mă ține pe mine, și un pic mai strântă decât până la zidul ăsta. Și zice, a zis, i-am spus cine mai e pe bloc, i-am spus că fii tu, e student la fizică, și a zis că să te întreb pe tine dacă ești de acord să stea de vorbă cu el. Și tot i-a spus. Și Doamne iartă, sigur că da. Veni la mine și mi-a spus, dar absolut, așa, ca o chestie oarecare, vezi că a venit din Noica și vrea să stea de vorbă cu tine. Și m-am dus. Tata era avocat.